obținut această cerere de cauțiune? Practic, de ce s-ar impune o cerere de eliberare? Deci, liberarea provizorie pe cauțiune pornește din start de la premiza existenței temeilor arestării preventive. Deci este o altă situație decât cea discutată atunci când parchetul a cerut prelungirea în cazul inculpatului minorului Ierean. Conform articolul 136 aliniatul 2, scopul arestării preventive poate fi atins și prin liberarea provizorie. Noi am optat pentru liberarea provizorie pe cauțiune, dat fiind faptul că din moment ce se consemnează o sumă de bani, și este vorba de sumă importantă de bani, constituie o garanție în plus care determină pe inculpat să se supună măsurilor de conduită pe care legea, în speță completul de judecată, are dreptul să îl impună ca și norme obligatorii de comportament. Noi am susținut că această punere în libertate este benefică în primul rând pentru inculpat. Din dosar și din modul în care s-a derulat până în prezent ancheta, avem elemente certe că a încercat și că sunt premize serioase și rezonabile că va reuși să nu devină un dependent de aceste substanțe interzise. De aceea am cerut punerea în libertate, continuarea urmăririi în această modalitate, fără ca să mențină starea de arest, deoarece inculpatul a colaborat cu organele de urmărire, a încercat în mod sincer să ajute organele de anchetă să stabilească adevărul și, așa cum spunea și colegul meu, și la acest moment, chiar la organele de poliție judiciară, desfășoară activități de cercetare privitor la unele persoane chiar denunțate de către minori. Și în aceste condiții, noi apreciem că această măsură a arestării nu are niciun fundament și că poate fi cercetată în libertate, desigur, subzistând temeiuri legale pe care, repet, instanța le-a avut în vedere la momentul când a prelungit această măsură anterior cu câteva zile înainte. Banii sunt de la părinți? Păi bineînțeles că este vorba despre consemnarea acestei sume de către părinți. Ce părere aveți de părinte? De ce? În această modalitate s-a ajuns ca urmare a sumei stabilite de instanță. Deci nu procedura prevede că judecătorul stabilește cuantumul cauțiunii președintele completului și noi am consemnat. Este o sumă rezonabilă, având în vedere că oricum este vorba de persoană minoră care nu realizează venituri și este evident că această sumă este asigurată de familie, de aparținător. Eu vă mulțumesc!